Neața, prieteni, stați să dau mai încet să nu-mi iau copyright strike. Sunt aici cu Iosu în spate, nu știu dacă l-am filmat bine. Suntem prin oraș, Cătă e acum la facultate. Hei, bebelaș, mă auzi vorbind? Este la facultate. Umblăm ca să ne facem pentru actele, pentru indemnizație și alocația lui Iosu. Și e destul de mult de umblat. Dar sper că reușim astăzi, dintr-o singură plimbare, să zic așa, ca să nu mai plec în altă zi, că după aia trebuie să lucrez în weekend ca să recuperez. După multe lupte și drumuri și acte și cereri și bla bla bla, am ajuns să depunem dosarul. Mai trebuie doar depusă cererea pentru alocație, că mai trebuia făcute ceva copii și am știut că trebuie două rânduri de copii. E complicată birocrația la noi în țară. Dar acum mă duc la lucru. O să am cam multe ore de recuperat, dar mai bine îmi luam o zi din concediu. Este ora 6 fără 10 și mă duc acasă. După aia trebuie să mergem să ne uităm pentru tort, că duminică este binecuvântarea lui Iosu, sau pentru cei care nu știți termenul de binecuvântare, este cum ar fi botezul, numai că nu se botează, dar îl ducem prima dată la biserică și se roagă pentru el biserica. Asta e tot ce e diferit, dar seamănă într-un fel cu botezul, adică se duce după 6 săptămâni oricând, ceva de gen. Deci avem duminică binecuvântarea lui Iosu, o să facem o masă cu familia și am rezervat și un restaurant în Arad și acum trebuie să merem să vedem de tort, pentru că restaurantul care l-am rezervat nu se ocupă de prăjituri și de tort și atunci trebuie să merem să comandăm. Am văzut pentru prima dată la UTA, adică am mai văzut mai de mult, acum s-a pus poliția locală la UTA pe o stradă pe care tot timpul pista de biciclete era ocupată, s-a pus să dea amenzi, era două mașini de poliția locală acolo și elibera pe toți, pașaportat de acolo. Super! În transă. De ce își ține mâna pe față? Și de-am văzut că parcă astăzi stătea așa cu una pe față, cumva el să-și o... să vadă. E. Ua. Înainte să merg la cofetărie, trebuie să mâncăm ceva. Și acum ne-a sosit comanda. Ia uite ce băițel.
ce cască el. Ce cască. Hey, Yota. Hai, dă-i. Dă-i. S-a întâmplat ceva ciudat, am găsit pe Spotify o melodie care chiar nu știu ce zice, dar sună foarte fain. Sună chiar foarte fain melodia, se numește Drum and Dance și e cântată de Vincent. Nu știu cine e asta, dar mi era la sugerată pe Spotify, am zis să scol și chiar m-a plăcut. Bun, sunt așa entuziasmat acum că este ora, cât e ora? 21:26 și eu m-am terminat deja de edita vlog de astăzi. De aia nu o să mai mă lungesc acum foarte mult și o să fie vlogul ăsta mai scurt, dar nu mai stau până la 12 noaptea să-l urc pe net și să randez și tot. Apropo, eu am un MacBook Air de i5 de 1.6 cred că prima generație de i5 pentru cei care știu și vlogurile mele se randează ieri, chiar m-am uitat, am pornit la și 4.6, da, la și 4.6 am pornit vlogul să se randeze, adică să-l salvez în format video și cât credeți că a durat? 1080p la calitate destul de mare, că au ieșit de 2 giga, cred că s-a randat în sub 20 de minute, mai exact în 17 minute. Chiar am cronometrat, mai nou decât am iPhone-ul ăsta, cronometrez mai des chestii. Am cronometrat cât de mult am făcut până la Westfield, cât m-a luat să randez vlogul, deci telefonul ăsta și-a făcut banii până acum. Glumesc. Ce am mai vrut să zic, după episodul de ieri am pierdut 5 subscriberi, deci 5 oameni au fost ofensați de ce am zis despre religie. Fraților, îmi pare rău, ăsta este adevărul. Dacă vă uitați totuși, mersi că v-ați dezabonat, n-am nevoie de oameni care sunt de acord cu mine doar în anumite chestii și când spun ceva ce îi deranjează pleacă, așa că bine că ați plecat. Un alt lucru rapid înainte să încheiem, un prieten de-a meu, hai să mă dau mai încoace, și-a făcut vlog și vreau să-l promovez aici, să vă abonați și la canalul lui, o să mai fac de acum încolo vloguri. Puteți să vă uitați unde? Aici sus o să pun video-ul lui, mergeți la el pe canal și abonați-vă, este vorba de Oti, s-a decis să-și fac și el vlog și primul episod este destul de amuzant, face o farsă, o să vedeți despre ce-i vorba, așa că abonați-vă la Oti, la canalul lui care este acolo sus, da? Abonați-vă! Cam atâta pe astăzi, ăsta a fost episodul scurt de astăzi, bâlbele din vorbirea asta m-au luat mai mult, cred că, decât tot episodul. Mă duc să termin de editat vlogul, este 9:30, sper să termin în 20 de minute și partea asta în care vorbesc și apoi să-l pun la randat și poate mă culc mai repede azi, că mâine vreau să mă duc mai repede dimineața și să mă duc cu bicicleta și să recuperez și din orele de astăzi, am mai recuperat și azi un pic, mâine un pic și așa le rezolv eu pe toate. Mersi că v-ați uitat la episodul ăsta, nu uitați de un like, un share, un subscribe și noi ne vedem mâine. V-am pupat! Deci, e foarte greu să stai să vorbești în fața unei camere. Numai bâlbi am făcut astăzi. Ieri am cronometrat... Nu știu ce să mai zic.
Ieri am cronometrat cât de mult am făcut până la Westfield, astăzi, de fapt ieri. Oh, vai! Ieri am cronometrat cât de mult am făcut până la Westfield, ieri am... Nu mai mult. Ieri am... Mă duc, m-am enervat de nou.